Astăzi, verișorul meu toxic m-a provocat la un dropper pe Minecraft. Da, fraților, ați auzit foarte bine. Eu sunt Marius Iancu și sunt aici alături de Dănuț. Ce mai faci, Dănuț? Am mai făcut ceva de data trecută? Ai făcut ceva bun? Că numai chestiile le faci în ultimul timp. Iară tu. Bă, cum adică iară eu, man? În fine, fraților, astăzi vom face o provocare foarte, foarte mișto. Pentru că, uite, vreau să îmi, să spunem așa, să-mi recunosc greșeala. Pentru că și foarte mulți mi-a zis la comentarii. Data trecută am făcut un test IQ cu Dănuț, da? Însă, bă, băi și fete, era clar că eu o să câștig, pentru că el până la urmă are 10 ani, da? Și pe lângă chestia asta are creierul unui copil de 2 ani, da? Deci degeaba are 10 ani dacă practic are 2. Și eu am 18 ani, ce zic, nu e adevărat, bă, da? Și eu am 18 ani și practic nu era corect să facem un test IQ. Mi-a zis mai mult că, bă, Marius, cum adică îl pui pe Dănuț să zică teorema lui Pitagora, da? Și ați avut foarte, foarte mare dreptate, chiar dacă asta a căutat-o pe net, că 100% nu știa. Hai, recunoaște. Am știut teorema, ai căutat-o pe net, băi, puștule, în fine. Și vezi, vedeți, fraților, i-am zis că, bă, Dănuț, fii atent. Te las să-ți iei revanșa, da? Deci îți dau ocazia asta să-ți iei revanșa. Până acum e 1-0 de mine, practic, da? Pentru că l-am bătut la test IQ. Și l-am întrebat, sunt mai deștept decât tine, da? Se vede, da? E rupi, numai după skin-ul ăsta. Deci skin-ul ăsta te caracterizează perfect. Deci n-am mai văzut așa ceva în viața mea. În fine, bun. Deci, fraților, revenind la ce voiam, te-am bătut și la PvP. Bă, vezi că mi-ai mai bătut odată și nici măcar n-a fost PvP. Las că facem PvP mai târziu. Deci, revin la ce ziceam, fraților, i-am zis lui Dănuț că îi dau ocazia, da? Să își ia revanșa. Și cum poate să-și ia revanșa? I-am zis, bă, la ce te pricep tu pe Minecraft? Te pricep la PvP, la parkour sau la dropper? Și el a zis, fraților, că se pricepe la dropper, că e regele dropperului, nu știu ce. Dacă v-ați uitat la videoclipurile mele vechi cu dropper, știți că rup tot. Sunt cel mai bun din România la dropper. Mă autodeclar cel mai bun jucător din România la Minecraft dropper. Bă, sunt numărul 1. N-ați mai văzut atât de bun ca mine. No. Și Dănuț crede că e mai bun decât vine la dropper, nu mai minții. Vino, mă, vino aici, bun. Și fraților, am găsit această hartă de dropper, care are 13 nivele. Dănuț, vine aici ca să zic cum o să facem, vine aici. Deci fii atent, cum o să facem. O să mergem, fraților, la fiecare dropper. Și cine îl face primul, primește un punct, da? Și pentru că sunt 13 dropere, sunt 0 șanse ca să iasă egalitate. Deci Dănuț nu poate să iasă egalitate, eu știu cu matematica, maxim poate să iasă 7-6, dar tot n-aveai de unde să știi că ești vai de capul tău. No. Și după asta, fraților, 13 puncte pentru mine. Bă, nu știu, nu vreau să fiu resimțit, să fiu nu știu ce. Aia e, ce zic? Tu cât crezi că o să se termine? Hai să facem o predicție. Cât crezi că o să fie scorul? Deci dacă Dănuț a făcut primul, e 1-0, după 2, depinde, și ce zic. Cât crezi că o să se termine? Dă-te așa o predicție, Dănuț. Cât crezi că o să se termine? Sunt 13 dropere, da? Adică trebuie să fie 13 puncte adunate. 11-2. De mine? Ok, bă, nu prea ai încredere în tine. Hai, vin aici. Hai, vin aici. Vin aici, fraiere, bun. Level 1 Bones se numește, da? Hai, vin aici. Ok, stai că... Ce se tot... Băi, stai, ce se întâmplă? Dar nu stai, title command successfully executed. Băi, asta-i. What? Pe tine te-a teleportat? Mamă, asta-i. Mamă, fraților, l-a teleportat pe Dănuț, dar pe mine nu. Aha, ok, bun, perfect. Nici nu mai contează. Bă, nu! Ok, fraiere, ok, bun, treaba ta. Bă, da, dar cum te-ai teleportat? Cum ai ajuns? Ah, ok, m-am prins eu, bun. Așa, ai făcut dropper-ul? Nu l-ai făcut, nu, probabil nu l-ai făcut. Da, n-ai cum, minți. Bă, l-a făcut, dar nu-i corect. Bă, nu-i corect că m-ai împins. Nu-i corect. Bun, fraților, am încercat să-mi dau un restart la joc pentru că mi s-a bugat și tot îmi apărea chestia aia. Dănuț, momentan e 1-0 pentru tine, da? Hai, bagă-te direct aici, nu mai stai aici că apar chestiile alea ciudate în chat. Hai, direct la Toys, level 2, da? Avem aici level 2. Ia vine aici, fraiere. Dă-ți spawn point aici, dă-ți spawn point dacă poți. Dacă nu-ți dau și eu și ție spawn point, uite, spawn point, Dănuț, așa, bun. Hai să vedem, oare ce se va întâmpla. Ia vine aici, mă, fraiere, ia vine aici. Ok, hai să ne facem ce o să facă primul dropper-ul. N-are cum să-l facă, n-are cum. N-are atâta noroc. Ah, n-ai prins-o, fraiere. Stai. Dar unde trebuie să... Ah, aici! Jos! Let's go! 1-1! Puștule, am picat înaintea ta, 1-1. Cum 2-0? 1-1, let's go. Let's go, fraților. Deci hai că avem... Avem un 1-1 cinstit, 2-1 egal. Ce 2-1, băi, puștule? Hai înapoi, hai. Mergem înapoi.
Mamă, fraților, ok. După, hai, mai departe. Vine aici mai departe. Vezi că nu mai... Ce faci, bă, Dănuț, bă, că se bucuiește chat-ul. Merge mai departe la dalmațieni, da? Ia, vine aici la dalmațieni. Vine aici la dalmațieni, ok. O să-ți dau, adică nici nu-ți mai dau spawn point. Hai, băi, ai grijă ce faci. Aha, ai picat. Pe ăsta îl facem 100%, îl rupem. Bă, da, te-ai dus primul, nici nu contează, că ăsta era prea ușor, nici nu se pune. Oh, ok, faci, băi, 2-1 de Dănuț, nu mă așteptam. 2-1, bun, hai frere, hai să vedem următorul, hai. Hai să vedem următorul. Hai să vedem următorul. Hai, hai să te văd, hai, ia vină după mine, vină după mine, prinde-mă dacă poți. Deci avem 2-1, retriever, hai, acum, hai, hai să te văd. Oh, oh, oh. Ce-a fost asta, man? Ia vezi, Dănuț! Ia vezi, cine a terminat dropper-ul? E 2-2, fraiere. Vezi că trebuie să piși pe slime. Vezi că nu există nicio apă, niciun hack. N-am niciun hack, băi. Trebuie să piși pe slime, nu există nicio apă. Vine aici. Băi, bă, ce ți-am zis eu, mă, să piși pe slime? Trebuie să piși pe slime, e slime-ul ăsta lângă tine. Aha. Aha. 2-2. Fraților... Este 2-2, fraților, ok. Deci băiatul ăsta n-are nicio... absolut nicio treabă cu nimica. Este 2-2. A, bă, că te-am făcut, fraiere. Te-am făcut oficial. Bă, niciun bă, știi ce zic. Pleacă de aici. Haide-mă. Bă, da. E bucuit. Cum să fie bucuit, bă? Bă, bă, fii atent. Trebuie să pici tot pe... tot pe slime. Nu pica altundeva, tot pe slime. Tot pe slime. Cum să fie bucuit? Bă, tu nu știu cum funcționează slime-ul. Doamne, ce inteligent sunt unii. Nu vine să cred, parcă. Pleacă, frere. Ok, 2-2. 2-2, merge la următorul nivel, fraților. Hai, te-am pupat, Dănuț. Merge în tine la următorul nivel. Retriever level 4. Ești la următorul nivel, te-am bătut aici. Te-am rupt. German Shepherd. Hai să vedem. Aha. M-am dus. Ah! Mamă, ce noroc ai avea dacă l-ai face, dar nu-l faci. Oh! Oh. L-am făcut cumva, fraților, s-a întâmplat un 3-2. S-a întâmplat, fraților, cumva un 3-2. Cumva s-a întors scorusul la nivelul 3. Păi dacă te duci la nivelul 3, nu-i vina mea. Dacă ești prost, ce e vina mea? Du-te la nivelul 4. Fă nivelul 3 și fă nivelul 4. Cum adică? Ești la nivelul 3, dar ce e vina mea? Tu ești un lans. Băi, dar ce e vina mea că te-ai dus tu la nivelul... la nivelul 3? Bro, trebuia să vin aici, aici, Dănuț, zic eu sincer că n-ai nicio șansă să faci nivelul ăsta. Adică doar ai încredere în mine. Doar ai, n-ai dat spawn point, dar nu trebuie să dau spawn point, adică îți dă automat spawn point, băi, inteligentule. Ia uite, vezi? Set spawn point. Hai mă, vino. Pică jos, dacă ai topeu. Pică jos. Haide. Haide mă! Ok, bă, vezi că e numai unul cu apă. Unde stau eu, e ăla cu apă. Unde stau eu, e ăla cu apă. Vine și dă-i pe ăsta cu apă. Unde stau eu? Aici stau eu, aici e ăsta cu apă. Când mă vezi pe mine, du-te pe mine că ăsta e ăsta cu apă. Aha, ia uite că s-a prins. 3-2. Totuși 3-2, fraților, bă, să regele la dropper. Hai, înapoi, hai, level 5. Vezi că, hai, level 6 dacă ești maker. Level 6. Ok. Hai să vedem level 6, mamă, ce facem lui fraierul ăsta, haide. Pitbull, mamă, ăsta e ceva nebunesc. Hai să vedem. Oh my god! Oh my god, ok, ăsta e greu. Ăsta e greu, fraților. Ok. Ok, am văzut unde trebuie să pic. Mamă, e complicat. Dănuț? Fair from a high pace, mamă, dar ești slab. Nu te bați! Chiar vreau să văd și pe asta, n-ai zero șanse, practic. Ai picat și tu, eram sigur. Mamă, fraților, dar trebuie să fac cumva să fac ăsta. A, ok. Ok, deci trebuie să iau așa, practic. Nu, bro! Nu. Sper că nu l-am ajutat. Sper că nu l-am... n-am ajutat. Hopa! Bine, nu! Bro, fraților, am picat! Nu, că tronul mai aici pe Dănuț, stai să vedeți. Aha. Așteptați puțin.
Doamne, ce noroc, am vrut să te trolez, puștule, că n-aveai nicio șansă dacă nu încercam să te trolez. Ia uite, 3-2, e 3-3, e 3-3, vezi că nu se schimbă scorul, e 3-3, bun. Fraților, haideți că ne-am descurcat destul de bine, îți dau F1 să nu mai apară chestia aia pe ecran, că e destul de enervantă, da? Acum haideți să mergem la nivelul cu numărul 7, da? Haide, bădănuți, vină la nivelul cu numărul 7 dacă e șmecher. Nivelul cu numărul 7, habar în care-i treaba, da? Hai să vedem. Oh, shit, ok, fraiere, mi-ai dat boost, mersi. No! Ia vino mă, pleacă. N-ai cum să-l faci cu boost-ul de la mine, n-ai cum. Pe, doamne. Bro, dar e atât de ușor asta, fraților. Bă. Mă, vin după tine. Ce? Băi, da, copil, ești vai de capul tău, sincer zic. Ok, te-am luat, fii atent că te iau. Am zis, let's go, baby. 4-3, fraților, mamă, ok. Bă, dar nu prea am competiție din câte pot observa. Mamă, dă-i, băi, n-ai simțul găului. Ia vino, hai. Ai dat în mine, cum să dau în tine? Băi, dar și ce contează? Și ce contează, văd de vedere că după ai mai încercat de 3 ori și n-ai făcut absolut nimica. Ai mai încercat de 3 ori și n-ai făcut absolut nimica, știi, zic. 4-3 pentru mine, da? Haideți, fraților, intrăm aici înăuntru, ăsta a fost nivelul 7, da? Merge la nivelul 8, mamă, și după le avem pe alea nebune, mamă, alea nebune de acolo, să fie tare rău de tot. Hai să vedem nivelul cu numărul 8. Ok. L-am prins pe fraier, mamă, sper că nu i-am dat boost. No, n-apuci, mamă. Nici eu n-am prins. Bă, frate, dar așa slab suntem. Ok, se pare că el chiar e atât de slab. Știu pe unde trebuie să o iau, fraților. Asta e... Ăsta nu-i merge mintea, nu știe el pe unde să o ia. Dar eu știu. Bro, dar asta e greu rău de tot. Ce ai? Man. Vezi, frate, că mi-ai dat boost. Ok, nu faci că știu cum să o iau. O iau așa. Bun, no, că mi-am dat seama, fii atent, trebuie să o iau așa. Da, am luat-o, cred că am luat-o. Eram sigur, bă, trebuie să-ți meargă mintea, bă, dănuț, bă. N-ai nicio treabă, men, jos. Ai găsit și tu, ia, bine, ce vreau să zic, nu vreau să-l bat. Amă, vino, dănuț, haide. Te-ai mai jucat înainte harta, nu m-am jucat, merge mintea. Doar, am mai mult de 50 IQ, bro. Te-am lovit, fraiere, hai mă, vino. Mamă, dar nu mai ajungi nici până aici. De noi o să trebuiască să mă folosesc de TP. E 5-3 pentru mine, bro. O să trebuiască să dau TP aici, atât de slab ești. E 5-3 pentru mine, e mapa de vida, da. E 5-3 pentru mine, bro. E 5-3 pentru mine, frățiorul. Nu știu dacă mai vrei să continuăm această luptă. Este efectiv 5-3 pentru mine. Dacă am ajuns la 7, te-am bătut 100%. Nu mai ai ce să faci. Te abandonezi, îți dau TP? Abandonezi și îți dau TP și îți accepti statutul de loser? Da, îți accepti statutul de loser, hai. TP Dănuț. Aha, ești un loser, fraiere, hai. Nu mai comenta. Bun, am comentat level 8. Acum trecem la ultima serie de dropere, care e cea mai nebună, da? Mergem aici în față, haide. Let's go. Hai să vedem, ia. Aha, degeaba încerci, fraiere, degeaba încerci. O, știu, eram si... Mamă, sper că n-are asta noroc și îl face din prima, nu? Ce să fac ăsta din prima, băi, că nu-i merge mintea. Eu îl fac din prima. Ok, bun. Nu, frate, ok. Știu pe unde să iau. O iau pe aici, easy. Easy peasy. Lemon! Nu, băi. Nu, stai că te să bă pe asta. Easy peasy. Fraiere, fii atent că acum o iau. O iau și o să te oftici că am sărit înaintea ta, fii atent. Fii atent ce-ți fac. Nu, o iau acum. O iau acum, stai să vezi. Băi, frate meu, băi. Bă, frate. Nu, că acum o iau, frate, fiți atenți. Îl rup pe fraierul ăsta.
Easy, bro, 6-3, îți dau umilință. Efectiv îți dau umilință, numai ce să zici, bro. Efectiv îți dau umilință, numai ce să zici. Taci, bro, că ai noroc. Ce noroc, meni, totul e de skill, fraților. În episodul acesta tot ce ați văzut a fost skill. Băi, îți dau umilință, bro. Efectiv, n-ai ce să faci, îți dau umilință. Cea mai mare umilință pe care poți să o vezi vreodată în viața ta. Umilință totală. Haide mă, fă, sau îți dau iară TP. Hai, vino. Ce noroc a avut copilul. Bine, mă, 6-3. Mai departe. Deci, bă, Dănuț, fii atent. Dacă câștig și pe ăsta, te-am bătut 100%. Deci, dropperul 10, dacă l-am câștigat, te-am bătut 100%. Hai, vino. Vino aici. Dacă ăsta te-am bătut 100%. Ok. Mori, ești mort. Ești mort. Așa. Ok. Am murit și eu. Mamă, trebuie să mă duc pe acolo. Bă, l-ai făcut? L-ai făcut, bro! Cum l-ai făcut? A, mamă, ce noroc a avut fraierul că a văzut aia. Din prima, ba nu din prima. Pentru că te-am împins o prima dată și ai murit. Mamă, ai avut noroc, bă, să nu te crezi bun. Să nu te crezi bun, nu de alta, dar nu ești. Dacă ai fi fost bun, învață să joci. Stai că acum îl fac și eu, frere. Și vorbim cine învață să joace. Da? Iată, cel mai easy dropper din toate, logic, l-ai făcut. În fine, în fine. Da. 6-4, pleacă mă, frere. Hai, 6-4, ai înapoi, hai. 6-4, pleacă mă, pleacă. Ia vezi. Oh, mi-a luat speed-ul. Oh, 6-4. Haide mă, dacă te-am bătut asta, iar te-am bătut, hai. Două cu mine. Ah, am început prost. A, mă, ce popros, fraților, ok. Nu, stai că trebuie să o gândim. Uite, o gândim așa frumos. Aole, unde e aia, bro? Come on. Ia stați, ia vedeți. Dănuț! Cine tocmai te-a bătut, fraiere? Ce fraier e jos. Jos. 7-4, băi, da. Ți-ai dat TP? Cum să-l dau TP aici? Am nici măcar nu știu coordonate, nici măcar n-am coordonatele active. În fine, fraților, l-am rupt. Hai, ia vine aici, haide, bro. Bă, îți dau TP, că ești vai de capul tău. Bă, efectiv, ești capabil să faci o hartă, ia. Ești vai de tine, bro, ești vai de tine. Haideți, băieți și fete, deci câte dropere mai avem, Dănuț? Mai avem 2 dropere, holy shit, ok. Poate, dacă faci 7-6, îți dau ocazia să ne duelăm într-un duel PvP, da? Și consider că ar fi fost egal pentru că aceste dropere sunt mai grele. Oh my god, ce noroc. Nu, stai. Ce ghinion, de fapt, fraților, că am avut ghinion la fața. Bă, sunt prea bun. Băi, fă, să v-am zis, regele pe România la dropper. Regele pe România la dropper. Cine crede că este mai bun decât mine, îl invit să se joace dropper cu mine. Eu sunt mai bun. Frățioru, vezi că e 8-4. Dacă nu mă înșel, Dănuț, este cam 8-4. Și nu prea te miști. Nu prea te miști, frățioru. N-ai cum, frățioru. N-ai cum să dai aici, zic sincer. De la verișor la verișor mai mic, la verișor mai mare. N-ai cum. Îți mai dau o singură încercare. Hai să vedem. Ia vedeți cum moare Dănuț. Ne uităm așa. Ne uităm live. Vedem live totul. Fiți atenți. Haide mă. Dă-i. Vedem live totul, băi și fete. Haide mă, îți mai dau o încercare. Îți mai dau o încercare și că zici simțit. Hai. Îți mai dau o încercare. Din a 4.000 încercare, știi zic, din a 4.000 încercare, hai. Ultimul, avem ultimul dropper din prima, avem ultimul dropper de noți. Oricum am câștigat, dar... Na, dacă îl faci pe ăsta primul, dacă e greu, îți dau, dar numai dacă e greu, dacă e ușor, nu facem. Ai, e simplu. L-am făcut din prima, first try, fraților, first try! First try și el l-a făcut din sigur first try. Let's go. Băi și fete, l-am umilit pe Dănuț la dropper. Oh my god, Dănuț, cum te simți să fii așa de umilit? Ai mai jucat harta? Nu m-ai jucat harta, Dumnezeu mă vede, nu m-ai jucat harta. Deci mai comenta atâta, știi ce zic? Fraților, scrieți la comentarii ce ați mai vrea să fac cu Dănuț, dar ce teste dați să zice cine mai șmecher. În momentan e 2-0 la activ pentru mine, 2-0, te-am bătut, ia vine aici. Te-am bătut și la test IQ și te-am bătut la ce te-am mai bătut, Dănuță? La test IQ și la dropper, let's go!
Ok, la nimic, nu, 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 las că vedem, las că vedem, fraților. Bun, băi și fete, că am scos acest episod, eu aici o să închide acest episod bătându-mă cu dănuți, pentru că trebuie neapărat să-și învețe lecția, slabule. Bine, mă, ia, vine aici. Hai, băi și fete, v-am pupat, ne vedem în curând, pa, pa!